Salutare lume, numele meu este Ian Gust, aici la un vlog, din vlog. Suntem cu vitamina la spate. Ne îndreptăm spre o voltă unde avem criticale pentru psiloz. Nu știu, greșământul de chid. După cum am spus, mă numesc Ian Gust, sunt cu un Macu 7110. În spate avem o cisternă, sincer, habar n-am ce marcă e, îmi zic sincer. Din fericire, aici e un drum foarte, foarte rău, adică e pe un dâmb și din cauza arătorilor, toată lumea iasă pe drum să toarcă, să aici niște gropi și niște șanțuri de sar numai în sus. Într-un final am ajuns la holdă, la criticale. Aici e o operațiune foarte amplă. În primul rând echipăm briza, să vin pe ea cu plată. Intrăm pe brazdă și îl dăm pe liber. Dăm descărcarea și o lăsăm pe deschis. Case internațional de în jur de 150-160 de cai, cu vitanjă, din nou nu știu ce firmă îi. În spate avem greutate făcută de noi, dintr-un butoi și cam așa arată el. Și acum îl băgăm mâna 11, deschidem în spate capacul și cuplăm priza și îi dăm. Și dăm tot drept. Aveți întrebări sau așa mai departe, puteți să-ți lăsa în comentarii sau pe Instagram. Eu nu sunt fan tractoare sau agricultură de mic copil, adică de mic copil pe ele am crescut și asta îmi place să fac. Și în sfârșit, într-un final, pot și eu să fac ceea ce îmi place. Și atât timp cât în trecut am făcut și YouTube și mi-a plăcut, am zis să încerc să recomind, poate iasă ceva. Într-un final, după 10 minute, am început să pornesc. Fiindcă rămăsesem fără apă în ea și cum făcea presiune. Cam așa arată groapa de noi. De aici trag eu. Mai pe scurt m-am echipat și trebuie să ne băgăm blister. E ora 4 și ne lăsăm dat cu creșământ ghid pentru că ne apucăm de făcut mâncarea la animale și cam atât pe ziua de azi cu creșământ. Ne vedem de la mâncare. Într-un final am ajuns la mâncare, monitor JCB. Acum am ajuns să băgăm silozul, tehnologa în spate, malcine tot. Iar pe final ne băgăm să curățăm vălăiele, pentru a putea băga altă mâncare. Acolo în spate să facem mâncarea pentru vacile cu lapte și acum ne punem să facem mâncarea pentru stărpe, adică pentru vițelele sub 2 ani și cele gestante. Dar acum putem ia pe capul de linie, ridicăm ușile, băgăm într-o treaptă cât mai mică, până avem ceasul, tragem linia, cuplăm priza și dăm drumul.
păreri despre videoclip, ce vreți să vorbim și despre ce, așa mai departe. Până data viitoare, eu v-am salutat.